Într-un comunicat de presă, deputatul Sucevean Bogdan Gheorghiu și-a exprimat indignarea față de acțiunea PSD de scoaterea României din Uniunea Europeană și NATO. El consideră că ar fi cea mai mare catastrofă geopolitică și economică pe care românii o pot trăi, însemnând încă 50 de ani de instabilitate, subdezvoltare și sărăcie cruntă. Deputatul Gheorghiu a precizat că legislația penală pe care o va adopta PSD este incompatibilă cu statutul de membru al Uniunii Europene și al NATO. Este deja o certitudine hotărârea PSD de a măcelări legislația penală în interes propriu, în contradicție flagrantă cu normele și valorile Uniunii Europene. Legislația penală pe care o va adopta PSD este incompatibilă cu statutul de membru al Uniunii Europene și al NATO. La alegerile parlamentare din decembrie 2016 PSD nu a vorbit alegătorilor nimic despre eliberarea a peste 4.000 de deținuți din penitenciare, inclusiv cei condamnați pentru acte violente, violuri, etc. Nu a spus nimic despre crearea de imunități de castă financiare și penale și, de asemenea, nimic despre scoaterea României din Uniunea Europeană și din NATO. PSD a folosit excrocherii electorale pentru a ajunge la putere, a mituit cu sume ridicole categoriile defavorizate pentru ca mai apoi să înceapă demolarea statului de drept, susține Bogdan Gheorghiu. El a menționat că Partidul Național Liberal a identificat corect soluția pentru oprirea derapajelor PSD prin solicitarea declanșării alegerilor anticipate, președintele Iohannis având posibilitatea desemnării unui premier onest, nedigerabil pentru PSD, care să determine chemarea alegătorilor lor la urne. Acțiunea PSD de scoatere a României din Uniunea Europeană și NATO ar fi cea mai mare catastrofă geopolitică și economică pe care românii o pot trăi, însemnând încă 50 de ani de instabilitate, subdezvoltare și sărăcie cruntă. PSD a demonstrat că nu știe să guverneze, ci doar să demoleze. Acum 100 de ani, oamenii politici români au creat o țară pe care astăzi PSD o distruge bucată cu bucată. Rușine PSD, a concluzionat deputatul Bogdan Gheorghiu.